Controversatul om de afaceri Adrian Nichifor, deținut în penitenciarul numărul 6, Soroca, condamnat pentru omor, a ieșit marți din închisoare printr-un act de amnistie. Dar Nichifor nu a stat mult la libertate. În ore numărate, procurorii l-au reținut pentru fapte de corupție. Responsabilii de la Administrația Națională a Penitenciarelor spun că au contestat decizia magistraților în instanță. Administrația penitenciarului numărul 6, Soroca, a refuzat în înaintare de mersului privind aplicarea actului amnistiei față de condamnatul în cauză, deoarece acesta a fost caracterizat negativ de către Comisia Penitenciarului, iar de către psihologul instituției a fost stabilit risc ridicat în predispunerea condamnatului de a recădea în infracționalitate. La cererea avocatului depusă în instanța de judecată, în interesul condamnatului, instanța a desființat neîntemeiat concluzia Comisiei Penitenciarului și concluzia psihologului privind riscul ridicat în predispunerea condamnatului de a recădea în infracționalitate. Astfel, prin decizia judecătorilor de la Soroca, pedeapsa lui Adrian Nichifor a fost redusă cu 3 ani și 6 luni din termenul de detenție, 17 ani și 6 luni. Marți, 20 decembrie, Nichifor a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii CNA. Dumnealui este retenit într-o cauză penală din gestiune Centrul Național în Corupție, fiind bănuite fapte de corupție. Totodată, procurorii au contestat și decizia instanței prin care Adrian Nichifor a fost eliberat. În 2015, judecătoria Ciocana l-a condamnat pe Nichifor la 17 ani de pușcărie pe motiv că, în aprilie 2010, l-a împușcat pe Iurie Pârlici, fratele fostului comisar al poliției din Isporeni. Curtea de apel Chișinău i-a tăiat 12 ani din pedeapsă. Ulterior, Curtea Supremă de Justiție a întors dosarul la rejudecare și a fost restabilită pedeapsa de 17 ani de închisoare. În 2018, fiind după gratii, Adrian Nichifor s-a recăsătorit cu Victoria Lupei, care ar fi o fostă verișoară a fostului lui lider PD Vladimir Plahotniuc. În 2021, finul lui Adrian Nichifor a făcut dezvăluiri exclusive la Jurnal TV despre schemele în care era implicat nașul său. Potrivit finului lui, Boris Sprâncean a mers în 2009 într-o vizită la nașul său acasă și ultimul i-a arătat aproximativ 14 lunete și 10 pistoale. Acele arme ar fi fost fixate pe diferite ținte în timpul protestelor din 7 aprilie 2009. Nichifor i-ar fi povestit că nu au deschis focul deoarece au primit informații precum cum că pe aeroportul de la Mărculești staționa grupul Alfa al serviciilor rusești. La 3 săptămâni de când finul lui Adrian Nichifor a făcut dezvăluiri la Jurnal TV despre schemele în care era implicat nașul său, Boris Sprâncean a fost extradat de autoritățile germane, deși procurorii spun că acesta s-a prezentat singur. Acesta este acuzat de procurori de complicitate la furt și spălare de bani în proporții deosebite de mari. Sprâncean se află în Republica Moldova și s-a prezentat în fața procurorilor de fiecare dată când a fost citat. Ne-a spus procurorul general interimar.